Inspectoratul pentru situații de urgență Vlașca al județului Giurgiu scoate la concurs 11 posturi, toate prin rechemare în activitate. Cele mai multe posturi sunt la subunitatea de la Bolintin Deal și doar unul singur este disponibil la detașamentul de la Giurgiu. Un post de subofițer administrativ principal la detașamentul de pompieri Bolintin Deal, un concurs pentru ocuparea 5 posturi de subofițer operativ principal la detașamentul Bolintin Deal, un concurs pentru organizarea 4 posturi de conducători auto-autospeciale la detașamentul de pompieri Bolintin Deal și un concurs pentru ocuparea unui post de subofițer operativ principal la detașamentul de pompieri Giurgiu. Cererile de înscriere la concurs se depun în perioada 1-8 aprilie la sediul ISU de pe strada Dorobanți, iar dosarele până la 15 aprilie, concursul propriu-zis fiind programat în perioada 10-12 mai. Examinarea va consta într-o probă de evaluare a performanțelor fizice și una scrisă. Mai multe detalii despre concurs, tematică, bibliografie sau cerințe se găsesc pe site-ul sau pe pagina de Facebook a inspectoratului, dar și la sediul unității din Giurgiu.